Doamnelor și domnilor, astăzi la nivelul autorităților administrației publice locale din Dofteana are loc ceremonia de constituire a Consiliului Local Dofteana. Din partea instituției prefectului județului Bacău participă domnul Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău. Din partea Consiliului Județean participă domnul președinte Valentin Ivancea și domnul consilier județean Vasile Budacă. Invit pe domnul subprefect pentru a conduce ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Dofteana. Da? Mulțumesc! Bună ziua! Ne ridicăm în picioare în vederea intonării imnului național. Stimați invitați, în ordinul prefectului județului Bacău, numărul 404, din 29 octombrie 2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Dofteana, pentru data de 31 octombrie, ora 11. Întrucât, din numărul total de 17 consilieri, stabilit conform ordinului prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14 iulie 2020, au fost validate mandatele unui număr de 16 consilieri locali, sunt întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Dofteana. Din numărul total de 16 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 16 consilieri. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Ioan Bujor, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Onești. Scopul ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Local al Comunei Dofteana și depunerea jurământului de către primarul Comunei ca urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27 ianuarie 2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Conform datelor comunicate de Secretarul General al Comunei, în vederea propunerilor de validare, cel mai în vârstă consilier ales este domnul Clopotaru Ion, născut la data de 8.1.1958. Iar primii doi cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Șerban Viorel, născut la data de 10.6.1988 și domnul Mihai Cătălin, născut la data de 26.5.1984, care, alături de mine, sunt invitați să preia conducerea ședinței. Domnule președinte, vă rugăm. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră, împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Dofteana în conformitate cu legea. Dau citire ordinii de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilieri declarați aleși, al căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești,
în scopul constituirii Consiliului Local Dofteana. 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Dofteana. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct al ordinii de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați, aleși al căror mandate au fost validate de către Judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local Dofteana. Rog pe doamna secretar general Spaiala Mariana să prezinte încheierea pronunțată de Judecătoria Onești prin care sunt validate mandatele consilierilor aleși. Da, România, Judecătoria Onești, județul Bacău. Încheierea numărul 1914, ședința din Camera de Consiliu din 16 octombrie 2020. Pentru aceste motive, în numele legii dispune. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Spoială Gheorghe, Diaconu Mihăiță, Camară Dana, Baciu Sebastian Gabriel, Boboc Gheorghiță Emanuel, Bertalan Mihai, Cojan Mihai, Othozi Vasile, Clopotaru Ion, Covaci Florin, Paisa Nicușor, Șerban Viorel, Cazac Mihaela, Mihai Cătălin, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Pițigoi Cătălin Ionel, Dezrobitu Maricel, aleși pe lista Partidului Național Liberal, în funcția de consilier local ai Comunei Dofteana, județul Bacău. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatului domnului Bujor Ioan, Partidului Social Democrat. Respinge ca prematură propunerea de validare a mandatului următorului supleant, Hanganu Vasile. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei Dofteana, prefectul județului Bacău și candidatul acelui mandat a fost invalidat. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Onești. Dată în Camera de Consiliu, pronunțată în ședință publică astăzi, 16 octombrie 2020. Potrivit articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul cu formula religioasă sau fără formulă religioasă la alegere. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Domnule președinte de, președintele de vârstă, Clopotaru Ion, invită consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună jurământul. Este ajutat de către unul din cei doi mai tineri consilieri, care conduc ședința, mai exact de către domnul Șerban Viorel, care invită în ordine alfabetică consilierii locali, cu mâna stângă pe Constituția României și Biblie, sau numai pe Constituție după caz, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul care este imprimat pe un formular special, în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se semnează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către doamnele și domnii consilieri, rog asistența să ne ridicăm în picioare. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, de vârstă, Clopotaru Ion, pentru a invita în ordine alfabetică consilierii să depună jurământul. Îi invit în ordine alfabetică pe domnii consilieri. Baciu Sebastian Gabriel, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și începerea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Birtalan Mihai, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se pregătește Boboc Gheorghiță Emanuel, Partidul Social Democrat. Jur să
respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobdeana. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se pregătește Camara Dana, Partidul Social Democrat. Se pregătește. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobdeana. Așa să mă ajute Dumnezeu. Urmează domnul Clopotaru Ioan, președintele de vârstă. Jur să respect Constituția și legile țării și să-mi fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobdeana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele comunei Dobdeana. Așa se mai ajută Dumnezeu. Se pregătește Covaci Florin, Partidul Social Democrat. Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobdeana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Dezrobitul Maricel, Partidul Național Liberal. Se pregătește de acolo Mihăiță, Partidul Social Democrat. Se pregătește Mihai Cătălin, Partidul Social Democrat. Se pregătește Otvozie Vasile, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobdeana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Paisa Nicușor, Partidul Social Democrat.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce răspund cu tine și cu cetele mea pentru binele locuitorii Comunei Europeane. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se pregătește Pițigoi Cătălin Ionel, Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteană. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Spăială Gheorghe, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se pregătește Șerban Viorel, Partidul Social Democrat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteană. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aș dori să urez o activitate rodnică plină de împliniri în slujba comunității din Comuna Dofteana, care ne-a acordat întreaga încredere. Potrivit articolului 18 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Dofteana. Deoarece au depus jurământul un număr de 16 consilieri, Consiliul Local al Comunei Dofteana este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte, vă rog, punctul 2 pe ordinea de zi. Vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Dofteana, judecătorul Ionești a validat prin încheiere din data de 21 octombrie 2020 pronunță în dosarul numărul 4604/270/2020, având ca obiect validare primară. Alegerea domnului Ioan Bujor în funcția de primar al Comunei Dofteana. Invit pe domnul subprefect Narcis Jidaru să dea citire încheierii judecătoriei privind validarea primarului Comunei Dofteana, județul Bacău, după care primarul este invitat să depună jurământul. Mulțumesc, domnul președinte. Încheierea numărul 1966, ședința din Camera de Consiliu de la data de 21.10.2020. Instanța în numele legii, a dispus. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 30 al Comunei Dofteana, județul Bacău. În baza articolului 149, alineatul 1, din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, validează mandatul pentru funcția de primar al Comunei Dofteana, județul Bacău, obținut de domnul Bujor Ioan, candidatul formațiunii politice Partidul Social Democrat. Domnule primar, vă rugăm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Se aude, da? Da. Domnule subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean Bacău, domnule consilier județean Vasile Budacă, doamnelor și domnilor consilieri locali, onorată asistență. Gândeam că la al patrulea mandat nu avea emoții. Vă rog să mă scuzați. Da. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor din Comuna Dofteana care au avut și au încredere în mine și mi-au dat cel de-al patrulea mandat prin votul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor celor care nu m-au votat, având o altă opțiune de vot, și asta înseamnă că îi interesează viitorul localității Dofteana. Totodată, doresc să mulțumesc și celor care sunt din localitatea Dofteana și se află departe de țară, în afara granițelor țării, care au transmis un mesaj pozitiv pentru cetățenii cu drept de vot din localitatea noastră să se prezinte la secțiile de vot și să voteze primarul Ioan Bujor. Considerăm faptul că în cele trei mandate am demonstrat încredere, credință în Dumnezeu, putere, curaj, dar lucrurile acestea nu ne-am făcut de unul singur, ci ne-am făcut cu echipa mea de consilieri, indiferent de culoarea dumnealor politică. Vreau totodată să mulțumesc formațiunii politice PSD, care m-au pus primul pe listă, având încredere în mine și să candidez la cel de-al patrulea mandat, care am obținut un scor rezonabil, care nu l-am obținut niciodată, apropiindu-mă aproape de 90%. Asta înseamnă că cetățenii din localitatea Dofteana au avut încredere în mine, din aceste motive s-au prezentat la vot, m-au votat în număr atât de mare, atât pe mine cât și echipa mea, având încredere în noi, dar de acum încolo au și alte așteptări mai mari de la noi. Adică, din 17 consilieri, suntem 15. Puterea a crescut. Din aceste motive, rog toți colegii din Consiliul Local, indiferent de coloratură politică, să lăsăm orgoliile deoparte și să ne apucăm la treabă în conformitate cu jurământul pe care l-am depus astăzi în fața locuitorilor din Dofteana. Adică să facem ceea ce trebuie. Mă adresez tuturor cetățenilor din Dofteana. Au trecut 3 mandate. Ușor nu a fost. Dar dacă nu aș fi avut un aparat de specialitate bun, nu aș fi avut un consiliu local bun, astăzi nu m-aș fi aflat probabil aici și în spatele meu să se afle multe investiții de zeci de milioane de euro. Promit în fața tuturor, căci atât eu cât și echipa mea, vom duce la bun sfârșit toate investițiile pe care le avem atât în derulare cât și proiectele în fază de concept și să ne încălzim bine pentru a obține și cel de-al cincilea mandat. În urmă cu 2 zile în acest cămin cultural am aprobat indicatorii tehnico-economici la înființarea rețelei de gaze inteligente în localitatea noastră în valoare de 12 milioane de euro. În curând vom preda amplasamentul pentru ceea ce se numește apă uzată și apă potabilă în localitatea noastră în valoare de 5 milioane 800 de mii de euro pe o lungime de 27,3 km.
Grija noastră este, în primul rând, sănătatea populației din localitatea noastră și nu numai. Grija noastră este învățământul din mediul rural din localitatea noastră, căci astăzi avem în derulare o grădiniță cu 4 săli de clasă în satul Bucuieți, astăzi avem în derulare o școală în satul Dofteana în valoare de 63 de miliarde plus confinanțarea noastră vom depăși 80 de miliarde, vă vorbesc în bani vechi. Celelalte investiții sunt mai mici, ele se derulează în timp. Dar mă adresez și aparatului de specialitate, și consilierilor, și cetățenilor din întreaga localitate, împreună vom duce aceste proiecte până la bun sfârșit, repetând faptul că cetățenii din localitatea noastră așteaptă multe de la noi. S-a încheiat mai multe capitole în mai multe cicluri electorale, mă refer, cu plasa, cu bidonul și alte bunuri care au fost sau știu eu cum au fost plasate cetățenilor, ci cetățenii așteaptă astăzi investiții. Îmi doresc în cel de-al patrulea mandat să-mi duc toate investițiile la bun sfârșit împreună cu dumneavoastră. Îmi doresc ca localitatea Dofteana, așa cum am promis, să arate ca un frumos orășel de munte. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc domnului subprefect Jitar pentru faptul că, fiind și având o bună colaborare cu dumnealui, am ajuns la înțelegerea ca astăzi, la orele 11, să depunem jurământul în fața cetățenilor și împreună cu domnul subprefect Jitaru am câteva amintiri care ne leagă. Prima amintire o am de la Brașov, acolo unde ne-am întâlnit prima dată, când mi s-a înmânat diploma de cel mai bun primar din regiunea Nord-Est, în care martor ocular era domnul subprefect de astăzi, Narcis Jitaru. Vreau să mulțumesc părintelui Protopop, împreună cu fețele bisericești din localitatea noastră, din motive de pandemie, care astăzi nu am putut să-i invit aici. Pentru faptul că și mi-a fost alături, am colaborat și sper să avem o colaborare destul de bună, atât cu Biserica Ortodoxă Română, cât și celelalte confesiuni catolici și penticostali din localitatea noastră, cel puțin la fel cum am avut-o până în prezent. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, care a ajuns președinte al Consiliului Județean și prin votul dumneavoastră, domnul Valentin Ivancea, care are un istoric nu lung în administrația publică, de subprefect, prefect al județului Bacău și la ora actuală președinte al Consiliului Județean. Vreau să mulțumesc consilierul județean Vasile Bodacă, actual candidat la funcția de deputat din partea Partidului Social Democrat, pe listele Partidului Social Democrat, în care în curând, pe data de 6 decembrie, vom avea alegeri. Dar închei și mulțumesc faptul că ați venit în număr așa cât s-a putut astăzi, datorită restricțiilor de pandemie. Închei și îi voi mâna microfonul domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, apoi domnul consilier județean Vasile Bodacă, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar, domnule subprefect, domnule primar, stimate domnule Protopop, domnule consilier județean viitor deputat, dragi consilieri locali, dragi locuitori ai Comunei Dofteana. Vreau să vă mulțumesc și eu, nu am avut ocazia până acum, să vă mulțumesc pentru
votul dat pe data de 27 și așa cum bine spunea domnul primar, fără votul noastră, poate nu eram aici. Mă leagă de Comuna Dofteană, de domnul primar, de locuitorii acestei frumoase comune, zic eu, o frumoasă prietenie. Sunt legat aproape fără să-mi dau seama. Acum câțiva ani am venit la dumneavoastră emoționat. Pe scenă m-a invitat domnul primar să dau diplome la cei care împlineau 50 de ani de căsnicie. Deși am zis că nu zic, astăzi împlinesc 28 de ani de căsnicie. Mă simt legat ca de o familie mare și așa cum pe parcursul celor 3 ani și jumătate în care am încercat să vă fiu alături și să sprijin proiectele noastre, tot așa pe următorii 4 ani votul dumneavoastră mă face să fiu dator. O iau ca pe o datorie să fiu alături dumneavoastră, să vă sprijin proiectele, să se întâmple de așa natură, încât peste 4 ani, domnul primar să treacă la cel de-al 5-lea mandat. Vă spun sincer că sunt extrem de onorat să fiu astăzi aici. Și o fac cu inima bună. De fiecare dată când am venit în localitatea noastră, m-am simțit încărcat de energie și n-a fost discurs sau cuvânt pe care l-am început să nu vă spun lucrul ăsta. Vă mulțumesc pentru energia pe care o transmiteți către noi, către Consiliul Județean și vă asigur că noi ne vom întoarce cu toată priceperea și dăruirea ca proiectele noastre să aibă un final potrivit și corect pentru cetățenii acestei frumoase comune. Vă mulțumesc, domnule primar, încă o dată. Vă mulțumesc, dragi locuitori, domnule Dorcan. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului consilier județean. Da, vă mulțumesc. Este cam greu să vorbești în fața unei asemenea asistențe, în fața unui domn primar care a câștigat cu 90% alegeri în localitatea dumneavoastră, dar totuși țin să vă spun și eu câteva cuvinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație să fiu și la acest moment deosebit alături de dumneavoastră, așa cum am fost de-a lungul timpului alături de echipa dumneavoastră, domnului primar, în toate proiectele care le-ați dezvoltat în comuna dumneavoastră. Țin să felicit pe toți consilierii, parte din ei sunt din fostul mandat, parte din ei sunt noi și țin să vă asigur că în calitate de consilier județean, acum și poate de ce nu, după 6 decembrie în calitate de parlamentar, să sprijin toate proiectele pe care vi le-ați propus. Și cu siguranță sunt multe. Le cunosc foarte bine, pentru că legătura administrativă care mă leagă de conducerea primăriei Dofteana mă face să cunosc foarte bine proiectele pe care domnul primar, împreună cu echipa dumneavoastră de consilieri, 17 la număr, intenționează să le implementeze în localitatea dumneavoastră. Și aici aș aminti doar câteva dintre ele, cele mai importante, consider eu, cele legate de apă și canal și acea importantă rețea de gaze care să vină în sprijinul cetățenilor comunei Dofteana. Încă o dată țin să vă felicit pe toți, domnule primar, să vă dea Dumnezeu sănătate, la fel echipei dumneavoastră de consilier, angajaților primăriei, să aveți puterea să duceți mai departe toate proiectele pe care vi le-ați propus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul,
că nu-l invităm pe părintele Protopov. Vă mulțumesc în mod deosebit. Cuvântul meu va dura 5 minute. Vă mulțumesc anticipat. V-aș invita la o rugăciune. În primul rând, să-mi dau masca jos, pentru că este mai greu pentru noi să oficiem cultură în sensul acesta. Vă mulțumesc mult! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrenici și cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor Tăi, credincioșii și cetățenii acestei comune binecuvântate de Dumnezeu Dofteană. Și asupra robului lui Dumnezeu, Ioan Cujor, împreună cu toți consilierii comunei Dofteană. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumind, rugând cu milință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit, a primit acum rugăciunile robilor Tăi, cu milostivire e învrednicit a le împlini cererile lor, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, într-o toate faptele cele bune și a dobândele Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-i de toate reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna greșa cântație și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Vă mulțumesc, puteți să luați loc. În suflet, încă o dată, mulțumim. Dați-mi voie să citesc două cuvinte, distinse domnule primar, și iubiți invitați, domnule subprefect, domnule președinte, este onoare, în primul rând, de a grăi în fața dumneavoastră, deci, tuturor consilierilor, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc din suflet pentru ocazia pe care mi-o oferiți ca să citesc cuvântul arhiepiscopului nostru Ioachim în această comună cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu. Domniei sale, domnului Ioan Bujor, primar al comunei Dofteană. Stimate domnule primar, am primit cu deosebită bucurie vestea alegerii dumneavoastră în funcția de primar al comunei Dofteană. Iar pe această cale doresc să vă transmit încă o dată gânduri de apreciere și de felicitare. Rezultatele activității dumneavoastră, implicările pe care ați arătat-o în mandatele anterioare s-au concretizat în voturile pe care le-ați primit din partea doftenenilor, arătând că sunteți o persoană apreciată la care se așteaptă proiecte, inițiative și lucrări care vin, în primul rând, să sprijine viața cetățenilor și dezvoltarea acestei comunități. Sunteți un om harnic, bun gospodar, dinamic, ancorat în realitățile timpurilor pe care le trăim. Iubitor de cultură și de spiritualitate, avem încredințarea că în demnitatea în care ați fost reinvestit, veți continua să fiți în continuare parteneri de nădejde, alături de care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului să dezvolte, să continue proiectele culturale, social-filantropice și spirituale derulate în comunitatea pe care o conduceți. În special cele ce țin de construirea, finalizarea sau renovarea locașului de cult din comunitatea dumneavoastră. Cunoaștem râvna pe care o aveți încă din copilărie, prin educația primită și prin exemplu înaintașilor pentru casa lui Dumnezeu.
cel care nu locuiește în ziduri făcute de mâini omenești, dar care ne cheamă pe fiecare în parte la împlinirea misiunii încredințate. Suntem alături de dumneavoastră prin faptul că știm că anul acesta în curs a plecat la cele veșnice Tatăl dumneavoastră. Aprecierea și considerația noastră față de misiunea pe care din nou o aveți și o întreprindeți s-au concretizat și prin acordarea în data de 8 octombrie 2018 acelui mai înalt titlu pentru mireni Ordinului Melchisedec Ștefănescu, clasa a treia, cea mai înaltă distincție acordată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului unui laic și pe bună dreptate. Cu prilejul acestui moment deosebit, vă felicităm, rugând pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască de plină sănătate, înțelepciune spre găsirea celor mai bune soluții în proiectele pe care doriți să le desfășurați și spor în împlinirea acestora. Cu părintească dragoste, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dați-mi voie, pentru că eu reprezint aici preoții protopopiatului Ionești și în special acestei comune, să vă spun că din partea domnului primar am primit această invitație având în vedere vremea de pandemie și din partea părintelui David Isache, a părintelui Gheorghe Pricop, a părintelui Iustin Mihalache, părintelui Apostol, părintele Ionuț Mirodone, toți preoții care astăzi sunt la slujbă în liturghie, după cum știți foarte bine pentru cei adormiți, dați-mi voie, domnule primar, să citesc și un mesaj din partea lor și a noastră, dar să știți că la noi, la preoții noștri, este o vorbă. Mai bine l-am pune pe domnul Ioan Bujor, primar peste tot protopopiatul Onești, ca să ne facă bisericile de la toți. Eu acest lucru l-am primit de la preoți și vă mulțumim anticipat. Nu o să puteți face acesta, că nu suntem în materiul dumneavoastră, dar să știți gândul nostru sincer. Și fac o paranteză pe care, dacă am început, o voi și spun. Era un pod aici care s-a sfințit. Am crezut că este o glumă. Eram de față, era și domnul prefect de față. Era atâtea oficialități. Mulțumesc, domnul subprefect, că ne ajută în sensul acesta, că mă ascultă și îngăduie acest cuvânt și mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Și am spus, domnule primar, avem o biserică, este chiar în parohia dumneavoastră și nu se face. Am de gând, a spus și citez, părinte protopop, să duc utilajele în altă parte. Dar pentru că ați fost aici prezenți cu preoții, de mâine vom începe această lucrare. Nu am crezut. Pe data la care s-a început, nu mai rețin exact, dar cu siguranță au durat 7 luni de zile, a fost dată la cheie această biserică Sfântul Ioan Botezătorul. Unicat! Câți bani ați dat dumneavoastră? Erați din toate partidele, nimeni nu s-a opus. Eu personal țin să vă mulțumesc. Nu am văzut așa ceva de când sunt preot și am câțiva ani de când sunt preot. Și vă felicit pentru acest lucru și pentru comunitatea frumoasă pe care o aveți. Domniei sare domnului Ioan Bujor, primarul Comunei Dofteană. Stimate domnule primar, că numele preoților protoierei Ionești, a preoților care păstoresc această zonă binecuvântată de Dumnezeu a Comunei Dofteană, din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, am dorit să vă adresăm cele mai calde și sincere doriri de bine pentru investirea dumneavoastră în funcția de primar. Având în vedere decizia comunității care v-a ales pentru a o sluji, avem certitudinea că sunteți un om al lui Dumnezeu, dar și un om al oamenilor și un adevărat administrator care își va pune priceperea și experiența în folosul dezvoltării comunității sub toate aspectele, cultural, economic, social și religios. Amintim astfel de Sinfonia Bizantină a Împăratului Bizantin, prin care Biserica și statul reprezintă cele două daruri prețioase pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor, din dragostea sa nemărginită. Cu prilejul acestui moment festiv, vă felicităm rugând pe Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune, putere și răbdare pentru a vă descoperi oamenilor drept reperul întregii comunități, împlinind cu spor toate proiectele pe care doriți să le desfășurați. Cu respect și admirație semnează preoții protopopiatului Onești prin subsemnatul. Vă mulțumim, vă încredințăm de toată dragostea, dați-mi voi să fac o mică virgulă, să apreciez pe toți care ați invitat de la mass media, este important lucrul acesta să-i remarcăm, pentru că prin ei ajung la sufletele celorlalți care sunt în spatele acestor aparate care, uite, în momentul de față ne ajută. Și nu voi da nume aici, dar tuturor le mulțumesc. Cu această ocazie, din partea noastră v-am oferit o Sfântă Scriptură,
aș vrea să vă oferesc o icoană, în mod special dumneavoastră lucrată a Cuvioasei Maicii noastre Paraschiva, biserică pe care a și înălțat-o într-un mod cu totul deosebit și a căror hram are trei hramuri, Sfânta Mare, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ioan Botezător, dar și Sfântul Efrem cel Nou. Să vă dorim multă sănătate și bucurie! Dați-mi voie să ofer o revistă a noastră, pentru că atunci nu am fost pregătit pentru domnul subprefect. Este practic un gest pe care îl facem față de dânsul și mulțumim în mod deosebit. Și nu în ultimul rând, domnului Valentin Ivancea, care am aflat de dimineață că este ziua dânsului, să spunem, de căsătorie. Noi la biserica noastră avem obiceiul să oferim la căsătorie o Biblie albă. Iată că astăzi oferim această Biblie într-un mod deosebit și festiv și felicitări și Dumnezeu să-l ajute. Respectuos, vă mulțumim tuturor și Doamne ajută! Declar ședința închisă. Țin să le mulțumesc colegilor mei și, în primul rând, domnei de la Management Proiecte. Avem mână bună pentru că și în anul 2008, la data de 24 iunie, tot la fel mi-a făcut un cadou, dar asta să nu creadă și v-am spus și atunci cineva că voi lăsa garda jos. Voi ține reduta sus, pentru că voi m-ați învățat, dumneavoastră ați fost mentorii mei, adică secretarul, contabilul și tot aparatul de specialitate. Am asimilat atât cât am putut, cât m-a dus și m-a putut forma și crea Dumnezeu și mama mea, motiv pentru care rezultatele se văd. Dacă ședința a luat sfârșit, mulțumesc domnului președinte, mulțumesc tuturor, doamnei secretară și dumneavoastră care ați fost și sunteți prezenți, dar chiar dacă există pandemie, respectând măsurile de protecție, vă invit pe toți să servim un păhăruț cu șampanie, că așa este tradiția. Și încă o dată repet, Părinte Protopop, Preacurcenice, Părinte, mulțumesc frumos dumneavoastră în numele preoților din localitatea noastră. Am construit, domnule subprefect, în Dofteana, nu numai eu, împreună cu toți cetățenii, biserici, școli, cămine culturale, poduri, podețe, alei pietonale, asfalt, dar închei spunându-vă că și pe afișele mele scrie așa. Mai avem multe de făcut și voi lăsa faptele să vorbească. Vă mulțumesc!